Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Sorin Moise, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Bună dimineața, domnule Moise! Bună dimineața, domnule Macovei, și la mulți ani pe acest an. Un an nou bun și cu realizări pentru că e o perioadă importantă. Câteva luni urmează extrem de importante pentru desenul a ceea ce înseamnă politicile agricole în România. Sunteți secretarul de stat care coordonează activitatea agențiilor care vor fi implicate în gestionarea Planului Național Strategic și pilonul 1 și pilonul 2. Dar înainte de a discuta de PNS, pentru că e un interes maxim pe, această, pe acest subiect, evident e vorba de banii fermierilor, banii europeni și plăți directe și proiecte pentru investiții pentru următorii 4 ani deja, Vreau să vedem care este, din informațiile pe care le aveți la minister, care este starea culturilor la zi în acest moment în sectorul vegetal în România. Așa este. Începem să discuția prin a vă povesti un pic despre campania de toamnă 2022. O campanie de toamnă care a fost destul de bună pentru fermierii din România, în pofida problemelor care s-au confruntat anul trecut, un an secetos, un an cu. Crize succesive și pe zona de, de prețuri la inputuri și pe zona războiului din, din Ucraina. Să, să fac o paranteză, chiar vorbeam acum două săptămâni cu cineva despre ce a însemnat războiul din Ucraina pentru fermierii români și ce au însemnat cereale din Ucraina pentru fermierii români. Pot să spun că cu noi chiar și cu unul plângem, pentru că, pe de-o parte, într-adevăr, producția agricolă și fermierii care activează în sectorul producției agricole primare au fost afectați în ceea ce privește prețurile, pentru că din zona Ucrainei au venit cereale mai ieftine. Pe de altă parte, sectorul zootehnic a primit o mână de ajutor, pentru că uh, prețurile crescute la, la, la cereale nu și-ar fi permis să achiziționeze cereale pentru că au, în au, zootehnic. Avut, o de oxigen au în avut o alternativă ce exact. achiziția de furaje. Exact, mai ales pe zona de de, de nord a, a țării unde unde au intrat mai multe cereale. Dar să revenim la ceea ce înseamnă campania de toamnă 2022 pentru, pentru cereale din România. Avem semănate la momentul actual 2,1 milioane de hectare grâu avem uh, 560.000 de hectare de rapiță semănate și aproximativ 400.000 de hectare orz și orzoică. 360.000 de hectare de orz și 30.000 de hectare de orzoică, dacă nu mă înșel. Sunteți mulțumit? E o, o suprafață uh, satisfăcătoare din, din perspectiva decidentului politic da. și administrativ a da. Ministerului Agriculturii? E o, e o suprafață aproximativ la fel cu cea de a, a, anul De acum 2 ani, deci de în toamna anul 2021 să mm -hmm. spunem așa. Deci o, o suprafață care, dacă va fi lucrată corespunzător și dacă poate vom avea un pic de ajutor și din partea naturii, din partea bunului Dumnezeu... La, la momentul vorbirii, sau mă rog, în ultimele două săptămâni, vremea a arătat bine din perspectiva fermierilor, cu precipitații mai în toată țara... Eu revin la zona Brăilei, că de acolo mă trag și sigur, acolo sigur, merg mai sigur. des am avut posibilitatea în weekend să merg un pic pe câmp și am văzut că câmpul s-a schimbat față de sfârșitul jumătatea lunii decembrie, când grăul era răsărit undeva la 70%, acum grăul e răsărit 100%, rapid arată mai bine că au venit ceva precipitații uh -huh. și cumva la un moment dat când am zis că e în pericol, acum putem vedea că și-a revenit, deci eu zic că e adevărat, câmpul încă suferă de secetă. Există un deficit cronic un deficit, la nivelul exact, întregii țări exact. sau a majorității regiunilor. Și la momentul la care discutăm, astăzi luni, am văzut că bă, prognoza arată în toată țara o răcire accentuată. Bă, ploi, ceva zăpezi în perioada următoare, pe care le așteptăm cu interes, pentru că până la urmă ar trebuie să-și intre în drepturi, așa cum, cum ne-au obișnuit. Până la urmă, o răcire, sigur să nu fie situații extreme de ger, dar o răcire a vremii înseamnă până la urmă și reducerea vegetației și atunci plantele consumă mai puțin consumă mai puțină apă, intră în repaus vegetativ și evident, asta e un lucru bun pentru că apa respectivă se poate conserva în, în sol. La ce ați văzut pe câmp, lucrurile arată mai bine decât acum 2-3 săptămâni, nu? Da, și mai bine decât anul trecut. Deci mai bine, a, mai bine decât anul trecut. Mie, mie cel puțin așa mi se pare că mai bine decât toamna. La să stăm ca suprafață mai bine, a fost o fereastră da. bună de precipitații să zicem, 2-3 săptămâni, sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, mulți fermieri au fost încurajați nu, să, exact. să se rapid în perioada exact. aceea. Exact. După aia a suferit, pentru că a fost o lună octombrie nu? Da. și noiembrie mai secetoasă, dar una peste alta și la rapid e o premiză bună nu, de producție. Cine a reușit să semene în acea perioadă de care spuneați, pentru că au fost niște o perioadă de vreo 2-3 săptămâni cu, cu ploi de 20, 30, chiar 40 de litri. Rapița a plecat destul de bine și rapița știm că e o plantă destul de rezistentă la secetă și dacă apucă să, 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 să plece bine, mm -hmm. rezistă în timp. Adică am văzut culturi de rapiță destul de, de mari și care arată foarte bine pe zona Ialomita că călăraș și Brăila. Vă spun traseul pe care îl fac cel mai des. Bun, la grâu e o suprafață care ar permite, nu cum spunea și ministrul Daia, ar permite acoperirea consumului intern, pentru ce înseamnă pâine, știm cu toții, panificație și știm cu toții consumul intern al României e undeva la 4,5 milioane de tone. Asta înseamnă că la 2 milioane de hectare, o producție de 2,5 tone pe hectare, care eu cred că e, e fezabilă ca medie uh -huh. în România. Nu ne dorim această producție, nu ne dorim o medie de 5-6 tone Da, anul dar să tot, zicem eu un nivel de asigurare da, 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 măcar da, a producției. Da, da, da. Am putea să ne asigurăm. Știm că anul trecut am avut o producție de 9 milioane de tone în condițiile unui an destul de secetos, dar uh -huh. greu care a apucat să plece bine. Din toamnă și care a, a, a beneficiat, a, cum să spun, de a, lucrări adecvate. Pentru că aici a, intervine și fermierul român, fermier român care e un, foarte bun profesionist în ultimul timp, atât prin dotarea pe care și-a făcut-o din zona de fonduri europene, cât și prin stagiile de pregătire la care participă prin intermediul asociațiilor de fermieri sau... Da. Nu Se știu, documentează, tot sigur, timpul în... e, e dorință, și companiile care. care furnizează produse și servicii exact informează breasla fermierilor constant și eficient. Da, și am reușit și în aceste condiții extreme să obținem o producție de 9 milioane de tone de, de, grâu, o producție mai mult decât satisfăcătoare pentru anul trecut. Orzu e un pariu pentru România pentru că am văzut fermieri care au spus că au redescoperit această <sus> cultură și cu ceva, cu o profitabilitate bună în ultimii ani. Da, bă, acum, punctul meu de vedere, bă, este că devine o cultură interesantă bă, pentru că se recoltează mai repede. Nu are nevoie de multe precipitații, uh -huh. dacă apucă să, să, să plece bine din toamnă, ceva precipitații în primăvară va avea și e o cultură pe care o recoltează. Mai puțin repede, pretențioasă, nu? Mai puțin pretențioasă, încasez și repede banii, pentru că despre asta discutăm. Ce deci ajută luna. și la cash flow-ul firmei. Exact, și exact. firmei, și, și firmei. Și, firme și, firme. și, și, bineînțeles, discutăm de și de orzul de bere care uh, are niște contracte destul de atractive, aici firmele vin din câte știu uh, și cu uh, ceva avansuri uh -huh. în bani către fermieri, plătesc sămânța, în fine, diferite facilități de care fermierii uh, vor să, să beneficieze. Și ne pregătim, evident, pentru primăvară de uh, semănatul culturilor de primăvară premizele din ce îmi spuneți și aici sunt mai degrabă bune sau oricum mai bune decât anul trecut în aceeași perioadă, nu? Premizele sunt bune și anul trecut am avut, să ne aducem că am avut un început, un start la culturi zic eu poate mai bun ca nu, acum doi ani, nu, acum doi ani a fost un an foarte ca acum 3 ani când a fost da. din nou seceta extremă. 2020 a fost totuși cel mai prost an din, cel, cel din mai prost an. 5 6 7. Deci anul trecut nu a fost problemă la răsărire din câte știu eu pentru că au fost precipitații, și au răsărit după aia, și după aia a intervenit o secetă extremă și cine nu a reușit să intervină imediat cu cu irigații în luna aprilie da? Pentru că cel puțin zona de sud-sud-est a României cu vânturi, cu zona Bărăganului, planta a răsărit până în 8 frunze, ea deja trebuie să-și iau un, un, circuit și să-și facă o, o imagine despre o, cum da. vrea să ajungă ca și potențial de producție, iar dacă nu are apă în momentul ăla și suferă, deja se planta se limitează. Și... și culturile de primăvară porniseră bine, dar după aia în vară, evident, au fost. Adică, porumbul a, a, a suferit tare anul trecut. Porumbul a suferit cel mai tare. Anul trecut, într-o vizită în, în luna august, am ajuns undeva în județul Sibiu, am traversat Brașov. Eu n-am văzut niciodată, sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, porumb uscat în Brașov și în, în Sibiu. În Transilvania, adică acolo unde exact. chiar precipitațiile n-au fost. Istoric, nu, nu există un deficit de apă atât de mare ca în zona extracarpatică, Moldova, Bărăgan, Oltenia, exact. și, Dobrogea. Și discutând cu localnici, persoane de 70-80 de ani, mi-au spus că de când sunt ei n-au văzut așa ceva, așa secetă. E destul de îngrijorător fenomenul ăsta. Acum probabil trebuie să schimbăm și noi un pic de modul în care facem agricultură, trebuie să vedem la ce hibrizi ne raportăm, pentru că așteptările noastre erau tot timpul ca în zonele de munte să, să să plouă și atunci se mergea pe hibrizi tardivi sau semi tardivi în zonele de sud unde erau sistemele de irigații foarte bine puse la punct la fel se mergeau pe, pe hibrizi semitardivi și tardiv. ori anul trecut a fost primul an în care au fost probleme și cu uh, aprovizionarea apei pentru irigat, pentru că uh, Dunărea a avut un debit scăzut Sigur. și în perioadele de consum maxim, uh, sfârșitul de lui iulie, începutul a... lui august, -a putut acoperi... au fost câteva restricții. Exact. restricții. Și cumva cred că trebuie să ne pregătim să mai schimbăm, să mergem și pe niște hibride. Poate și calendarul de lucrări și de momentele exact. cheie se, se schimbă, nu? Da, inclusiv folosirea eficientă a apei de de irigat și aici a, a sistemelor, nu mai trebuie să irigăm la uh, 35 de grade pentru că o facem degeaba. Din ce, din ce discutați cu fermierii, oamenii încep să realizeze toate aceste da. abordări. Le zicem necesare, poate chiar obligatorii. nu? Exact, vă dați seama că de multe ori costul motorinei până anul trecut era undeva la 4 lei, 4 50 lei 50 dacă achiziționai din timp, dacă achiziționai cash or, anul trecut s-a dus spre 6, jumate, 7, chiar și 8 lei, deci aproape s-a dublat. Or, Inițial nu am simțit treaba asta, nu au simțit fermierii treaba asta. În momentul în care au început să irige din ce în ce mai mult în perioada verii, costurile au crescut enorm și atunci îți dai seama că trebuie să devii eficient. Adică nu mai irigi ziua când bate vântul cu tamburi la 30 de grade pentru că o faci degeaba, ai bani cheltuiți, aruncați. Aștept să se însereze, să mai oprească vântul sau schimb sistemele de irigații, nu știu, mergând pe sisteme noi, moderne, pivoți, liniare, poate chiar și picurare pe zone mai restrânse, unde, unde se poate. Trebuie să consumăm eficient apa. Asta este cel mai important. Bun. Intrăm în chestiunea de bani, care interesează foarte, pe, foarte mult pe fermieri. Interesează să aibă mulți bani, că de asta am zis, mult, mulți. E evident că există un interes mare. Avem un plan național strategic, un, o politică agricolă comună 2023-2027, ați fost în prima linie a decidenților din minister, în tot ce a însemnat negocieri, consultări, redactare și, să zicem, ducerea bun, la bun sfârșit a Planului Național Strategic a României. În acest moment, care e fotografia momentului? Unde suntem cu acest Plan Național Strategic? În acest moment suntem în în uh, prezentare cu el, să spunem așa, în... O etapă foarte importantă. Da, da, da. Uh, mergem cu el și îl prezentăm în toată țara. Fermierii trebuie să știe de uh, programul național strategic, fermierii trebuie să cunoască noutățile, uh -huh. pro uh, noii programări uh, uh, din 2023-2027, care vor fi... Uh, condiționalitățile pe care le vor avea, care vor, vor, fi beneficiile pe care le vor avea, plățile directe clare, sumele din proiecte, uh -huh. feedback-ul e foarte bun, să le sunt pline, fermierii vin. Interes, există interes. Există interes, da? interes și cum să spun, față de, eu mă uit că în timp față de întâlnirile la care participam acum 5, 6, 7 ani, de multe ori fermierii nu erau, nu știu, așa vocale, așa interesați. Acum, după ce se termină prezentarea, mai stăm cu ei încă o oră, două ore, pentru că sunt interesați foarte mult din sală, pun întrebări. Cât de pregătit este în acest moment? Nu mă refer neapărat la o instituție anume sau la o direcție anume. Să zicem aparatul de lucru al ministerului și al uh, agențiilor din uh, coordonarea Ministerului Agriculturii. Oamenii de acolo, funcționarii sunt pregătiți să interacționeze și să ajute pe fermieri în informare, să zicem, în faza asta de început, atât pentru pilonul 1, cât și pentru pilonul 2? Când lucrurile, să zicem, sunt poate mai puțin clare, sunt foarte multe întrebări, oamenii pot să nu înțeleagă foarte bine. Domnul Macovei, cu documentele lângă noi, pentru că nimeni nu le știe pe toate, pe de rost, cu regulamentul lângă noi, ajutăm oamenii. Odată vom face promovarea Programului Național Strategic în toată țara, în toate județele. După aceea, sau în același timp, facem și pregătirea personalului din uh, cele două agenții de plăți. Vă întrerup un pic, pentru că vom discuta despre cum pregătiți, pe de o parte, uh, structura Ministerului, pe de altă parte, cum veți interacționa cu fermierii. Toate acestea, după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la agrostrategia, împreună cu domnul Sorin Moise, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnule Moise, vorbeam de pregătirea aparatului de funcționari publici și de experți din minister și din instituțiile din subordine pentru a interacționa cu fermieri, în primul rând, cu cei din mediul rural, în a le explica oportunitățile nu? legate exact. de Planul Național Strategic. Cum stați cu acest proces de, să zicem, de instruire internă și mai departe de a ieși în discuția cu oamenii? Uh, vă spuneam că în momentul actual facem prezentări în toată țara, uh -huh, în toate județele. În același timp, instituțional discutăm cu, cu cele două agenții, uh, APIA și AFIRU, care vor fi agențiile de plăți uh, responsabile cu gestionarea acestor fonduri, având în spate feedback-ul Ministerului, uh, 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 Agenției de Management din uh, Minister și, bineînțeles, a Direcției Generale de Politici Agricole, care... Uh, se ocupă de zona de, de plăți directe și țin legătura cu cei de la APIA. Cred eu că undeva în, la sfârșitul lunii martie toată lumea va ști ce înseamnă Programul Național Strategic 2023-2027. Toată lumea e interesată și clar, în mod clar, toată lumea din Ministerul Agriculturii din punct de vedere al legislației subsecvente, cum se zice. Mai e nevoie de a adopta ceva? Mai sunt acte normative de nivel guvernamental? Nu, nu discut de, să zicem, bucătăria Ministerului. ANT-urile de care, care da? Atât, da. Și bă, el va arăta ca și până acum zona bă, plăcilor directe va fi formată din bă, bă, cris, cum îi spunem noi, Pla, plata clasică pe hectar, care anul acesta va fi bă, în jur de 96,4 euro pe hectar. Urmează crisu, zona de degresivitate. Uh -huh. Pentru primele 50 de hectare va fi de 50 de euro pe hectar. În plus. Da, în plus. Urmează pentru tânărul fermier până în 41 de ani, tot pentru 50 de hectare, pentru primele 50 de hectare, o plată de 40-40 ceva de euro pe hectar. Peste acestea, intervin ecoschemele la care va aplica uh, fermierul. Una și cea mai importantă, care va fi în valoare de, dacă nu mă înșel, 55-57 de euro, uh, vine pe o uh, condiționalitate, aceea de a lăsa terenul acoperit pe toată perioada, 15 iunie, uh, 30 septembrie. Deci terenul acoperit, 80% din terenul fermei să fie acoperit, ce înseamnă să fie acoperit? Poate să rămână cu miriștea de după ce recoltează culturile de, de vară sau, imediat, să semene o masă verde, o, o cultură intermediară. Un vegetal. Exact. Dar să nu rămână terenul arat și descoperit. Aceasta este o ecoschemă pe care fermierul va primi niște bani. O vedeți ca fiind să zicem așa, favorită pentru fermierii români? O intuiți sau, mă rog, o prognozați? Da, pentru că ea vine și ca o condiționalitate, adică cumva e și obligativitate. Vine ca și obligativitate și atunci, dacă o respectă, va primi și niște bani. Ea un da, noi am pliat-o și ca ecoschemă. Pe, pentru că, A, deci... ca, dacă tot, să zicem, norma europeană presupune da. o condiționalitate, să poată fermierul să ia și bani, exact, până la urmă, am de pe Am lucrat un pic pe ea și am făcut-o și ca ecoschemă, ca să și primească bani. Și cei uh, de la comisie au fost de acord, până Cei urmă? de la comisie au fost de acord. Ei ne-au spus că trebuie să identificăm, la nivelul țării, o perioadă sensibilă de 2-3 luni, în care terenul să fie acoperit în, to Asta în totalitate. Care Asta nu? de care spuneați dumneavoastră, până spuneam. la 30 septembrie, nu? Și ei ne-au propus... Uh, o, octombrie, noiembrie, decembrie, ceea ce ar fi însemnat că era o imposibilitate, sau fermierii români erau în imposibilitatea de a ara în toamnă. Da? Noi le am solicitat un timp de gândire, am mai discutat și cu fermierii, cu asociațiile de fermieri și am, am zis până la urmă să rămână acest interval pentru pentru a putea permite fermierilor să are în toamnă. Știți, știm cu toții cât de importantă e anumite zone pentru cei care practică în continuare tehnologia a, clasică, tehnologia să zicem, clasică arat, aratul da. de aratul de toamnă. Dar sunt stimulați și cei care fac celebrele deja, sau mă rog, de care se vorbește foarte mult minimum til, nautil, no minimum til, no til, sunt tot uh, uh, tehnologii care se numesc prietenoase cu solul și bineînțeles toate și vor Și vin și acestea într-o ecoschemă, nu? Da, toate acestea vor fi sti stimulate, bineînțeles. Uh, discutăm și de uh, zonele de sprijin cuplat, vor fi pe zona de zootehnie 5 măsuri de sprijin cuplat, sprijin cuplat vacă de lapte, sprijin cuplat vacă de carne, sprijin cuplat bivolițe, sprijin cuplat ovine și caprine și o măsură pentru sprijin cuplat vierm de mătase. În zona de sprijin cuplat vegetal sunt 12 măsuri. O să amintesc câteva dintre Vă ele. Va fi uh, sprijin cuplat pentru cultura de hamei, sprijin cuplat feclă de zahăr, sprijin cuplat sămânță de cartofi, sprijin cuplat soia. Deci vor fi 12 în, în total. Și, practic, acoperim toată paleta de exact. culturi. Pare a fi o direcție către aceste culturi cu valoare adăugată mai mare. Adică să acolo unde se poate și unde fermierul își permite și are disponibilitatea de a investi, să ne ducem și pe. Să trecem de paradigma, nu știu, grâu, porumb, floarea soarelui, rapiță, și poate să ne ducem da, către cu, niște plante cu valoare adăugată mai mare. Nu? Sunt plante cu valoare adăugată mai mare și plante care necesită o mai mare atenție în cultivarea lor, și plante pe care, exact cum a spus dumneavoastră, nu le cultivă toată lumea tot timpul. Adică, îți trebuie un pic de, de, de migală la, bun, la, la cultivarea lor. În momentul acesta. Nu vedeți să apară vreo problemă în relația între APIA, Agenția de plăți și fermier pe ce înseamnă anul de cerere 2023. Lucrurile sunt într o derulare, să zicem, bună, nu? Eu cred că nu vor fi niciun fel de de, de probleme în relația dintre APIA și fermier. Din potrivă cred că va fi o relație mult mai strânsă decât anii trecuți pentru că suntem la început de exercițiu financiar avem un director general acolo foarte bun, foarte activ pe domnul director general Pintea domnul ministru daia de la minister, domnul Pintea de acolo eu ca secretar de stat coordonator deci al celor două agenții eu... da, suntem, suntem alături Eficient, de fermie, nu? da, și nu nu, nu nu văd de ce să apară probleme pe zona de proiecte. Da, trecem la pilonul 2, iar și investițiile uh, cu bani europeni, dacă fermierii se plâng că au acces mai greu la finanțare de la bănci sau de la alte din sectorul, să zicem, financiar, bancar sau nebancar, iată dezvoltarea fermelor cu uh, bani europeni. Ar da. trebui să fie o oportunitate. Da. E foarte important uh, să știe fermierii noștri că vor avea 15,8 miliarde de euro la dispoziție. Pe da? ambele pilo pe ambii pe, pe ambii piloni pe ambele piloni, 9,8 miliarde de euro vor fi plățile directe, diferența vor fi plățile pe proiecte, da? <coughs> Aproape 6 miliarde de, de euro pe, plus pe proiect. De proiecte. Este adevărat că ne-am fi dorit să avem o sumă mult mai mare a, dacă e să ne gândim la interesul și a, dorința pe care au avut-o fermierii noștri în a atrage fonduri europene pentru agricultură, pentru că absorția în zona asta a trecut tot timpul de 90% uh -huh. și au fost sesiuni, cel puțin, de, de puneri de proiecte în, în zona Afirului, unde s-au epuizat în primele două, trei zile sumele. Probabil așa va fi și acum. Adică Probabil vor fi, va fi măsuri care se da, vor... Da. Se, banii se vor termina foarte repede. Banii se vor termina foarte și atunci repede. Deci e foarte important ca fermierii să fie cei care doresc să facă aceste investiții, pentru că și aici e important să schimbăm un pic mentalitatea. Dezvolt, adică accesarea fondurilor europene pentru dezvoltare nu, sunt, nu e un fenomen sau nu e un proces obligatoriu. Trebuie să identifici dacă ai nevoie asta și dacă poți să susții, pentru că ne-am trezit anii trecuți cu unii fermieri care au zis că e doar bine să ia banii și i-au luat și după aia n-au... Dădeau din colț în colț. O să schimbăm un pic și modul de, de, abordare al elaborării proiectelor și asta o vom face prin ghidurile, ghidul consultantului. Urmează o perioadă de consultări, nu? Da, cu fermierii, cu mediul, mediul asociativ în care exact, să... Exact, pentru pregătirea ghidului... Deci asta e manualul de instrucțiunile de folosire, nu? Și a vrem? măsurilor respective. Da, și vrem și să ne axăm mai mult pe eficiența proiectului, eficiența Aha. economică a proiectului. Adică în evaluare, spuneți. În evaluare, exact, pentru că um, de multe ori, așa cum spuneți, spunea și dumneavoastră, am avut uh, Fermieri beneficiar care s-au încadrat la 90% au luat proiectul 1 milion de euro, dar și-au dat seama că nu îl pot implementa pentru că ei nu au, rulaje, a, nu au deci avut rulaje. Deci, mutați urme. un pic de la simplă bifare a unor exact. condiții exact. pe hârtie la o evaluare. Domnule, omul dacă a venit cu un proiect, oare chiar e trebuie să Sustenabil. vedem capacitatea lui de a implementa acel proiect, pentru că dacă nu are capacitatea de a implementa acel proiect, își face mai mult rău și exact. Lui, nu, nu l-a ajutați nou. cu nimic. Exact. Noi ajungem la rezilierea proiectului și pierderea trebuie banilor să dea de bani înapoi. Da. Iar el, la un moment dat, o să bă, își dea seama că a fost căciula prea mare pentru, pentru, el. Și asta înseamnă, până la urmă, o garanție sau, mă rog, încercați să mergeți spre ideea de a cheltui cu maxim de folos Banii aceștia, care, așa cum spuneați, nu sunt foarte mulți. Am avut o perioadă de tranziție în care nu neapărat că s-au pierdut niște bani, dar banii aceștia noi din uh, politica agricolă comună au fost cheltuiți pentru măsurile vechi. Exact, exact. Am cheltuit o parte din exercițiul ăsta financiar pe o perioadă de tranziție. În acest sens și Comisia Europeană ne-a spus că nu ne-a mai permis să mergem cu finanțarea decât la maxim 80-85% la niște măsuri în zona tinerilor fermieri. Dar în rest e restul cam 65%. La... 65%. Da? 65 deci fermierul e... trebuie să-și ia în calcul că în medie pe funcție mm -hmm. de proiect, dar oricum undeva în medie 35% din sumă trebuie să o asigure din fonduri proprii. Exact. Și avem bă, bă, liniile principale cu care v-am obișnuit, discutăm de zona de irigații care va fi susținută în continuare, mm -hmm. mai ales în contextul schimbărilor climatice și în contextul cererilor fermierilor. Atât pentru mm -hmm. infrastructura secundară, pe ce înseamnă actuala infrastructură de irigații, cât și pentru sistemele autonome. Pentru sistemele autonome. Din, în, la nivel de fermă și acolo unde, să zicem, nu există o infrastructură deja formată, care trebuie modernizată, fermierii își vor putea construi propriile sisteme, sisteme de de, de multe ori, cu performanță energetică sau de consum de apă mai mai, mai bun. Exact, asta vor fi prinse clar în, în ghidurile acestor, mm -hmm. acestor măsuri. Măsura fosta măsură 4-3 irigații, care va continua pe zona de infrastructură secundară are o alocare de 400 de milioane de euro. Aici ca și nouătate o reprezintă mărirea sumei de la 1 milion la 1.500 de, de euro pe proiect. Uh -huh. Bineînțeles, aici valoarea va rămâne 100% finanțare europeană, ceea ce e foarte important pentru că de asemenea, Comisia Europeană la un anumit moment ne a transmis că poate ar fi bine să mai diminuăm, diminuăm rata de, de finanțare a acestei măsuri ca, ca, ca sprijin alocat. Dar, știind că va fi foarte greu pentru aiurile din România să suporte 30%. A sau 40% a obținut menținerea de 100%. Am de. mers în continuare pe 100% cu un milion și În zona aceasta de proiecte europene, <coughs> nă, pentru că pentru telespectatorii care sunt consumatori în primul rând și ne dorim să fie consumatori de produse românești cât mai multe trecerea aceasta de la materiile primele agricole la procesare în România de a crește cantitatea de alimente care să meargă către piața din România cu materie primă din tot din producția autohtonă, că vorbim de vegetal că vorbim de uh, zootehnie. Este sprijinită prin actualul PNS, prin proiecte? Da, da, sigur că da. Sigur Poate că sunt da. fermieri care vor să se dezvolte, să-și integreze producția? Sigur că da. Închid cu irigațiile. Vă rog, vă Pe vă sisteme, rog. pe sisteme vor fi 100 de milioane de euro. Pe sistemele noi. Pe sistemele de irigații, da? 100 mm -hmm. de milioane cu 500 de mii maxim valoare pe proiect. 65% finanțare. Aici nu va fi sub, dar la 100%, da. discutăm la nivel dar de. Dar oricum termen, e o oportunitate, adică 65% oportunitate. din investiție o suportă. Uh, exact. Bugetul comunitar. Bugetul comunitar. Trecem la, la procesare. În zona procesării uh, sunt peste 340 de milioane de euro din două măsuri. Avem o măsură unde dezvoltarea uh, și continuarea activităților în domeniul procesării produselor va avea o finanțare de 3 milioane de euro pe proiect, o sumă, o sumă consistentă. Suma, da. Avem proiecte de înființare cu 10 milioane de euro pe proiect, deci am reușit totuși să obținem 10 milioane de euro pe proiect. E o, o unitate de procesare în toată regula, exact. care chiar să livreze cantități pentru piață. Și exact. calitate și cantitate. A, a fost, știți foarte bine, începutul anului, a fost dorința ministrului Adrian Chesnoiu de a mări aceste sume și am participat și la. Și discuția discuții. cu Comisia. Care... Cu comisia, da, inițial. Și asta a fost formula la care s-a. Da, ei... Adică aici ați dat-o la pace, noi am cum am 15 veni. milioane, ei când au de 15 milioane, li s-a enorm. Până la urmă am convenit și am rămas la 10 milioane de euro. Ceea ce e tot, o sumă rezonabilă, adică se pot susține investiții sigur, ca lumea, se pot sigur construi da. fabrici de procesare. Discutăm de patru domenii unde, uh -huh. care vor beneficia de 10 milioane de euro alocare în domeniul procesării. Discutăm de legume, fructe, discutăm de cereale morărit și panificație, deci morărit și panificație, Uh, discutăm de uh, uleiuri, deci pentru floarea soarelui, procesarea floarea soarelui și bineînțeles de nutriții combinate. Sunt patru domenii. Restul uh, beneficiază până la 7 milioane de euro pe proiect. Domnule secretar de stat Sorin Moise, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile transmise telespectatorilor noștri. Punem punct aceste ediții din Agrostrategia. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Vlad Macovei și vă aștept mâine la orele 10 la o nouă ediție. Toate cele bune!